Cum se face o strună de caras? Avem nevoie de un plumb de 30 de grame, agrafe, mărimea 4, nu foarte mare, cărlige, gamacațul, mărimea 3, deci astea foarte mari, un fir de 0,25 pentru legat cărlige. Și cam atât. Prima oară se leagă plumbul printr-un nod fix. Surplusul de fir care nu e necesar. Acum, aproximativ 6-7 cm de plumb, facem o buclă la 6-7 cm de plumb, facem o buclă de care vom lega cărligul. Cam așa ceva. Lăsăm cam 30 de cm de fir, îl tăiem și de aici legăm agrafa. Așa trebuie să arate. Acum legăm cărligele, fir de 0,25. Capătul cărligului, la capătul firului, facem o buclă. Repetăm și cu al doilea cărlig.
facem o bucată. Lungimea lor trebuie să fie cam 10 cm. Următorul pas. Legăm pârligul de firul monturii. Cel de-al doilea cârlig îl legăm de tija pumpei. Motura este gata. Pune vermi, pufuleți sau râme. Aceasta este montura la caras cu cărlige fixă. Fir întinsă.